mai multe piese foarte valoroase, printre care o figurină antropomorfă înfățișând un personaj masculin și un vas ce reprezintă feminitatea vechi de 7000 de ani, vor face parte din expoziția Comorile României, organizată la Beijing, în China. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva contribuie la această expoziție cu 19 piese foarte valoroase. Acestea au plecat deja la Muzeul Național de Istorie al României de la București pentru a fi pregătite pentru expoziție. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Audiție bună în continuare!